doamna a oferit cel mai sincer interviu din viața ei Claudiei Pavel, în cadrul rubricii secrete de vedete, Live pe fetele. Ro.amna a făcut o serie de dezvăluiri în premieră, într-o discuție extrem de sinceră cu Claudia Pavel, Live pe fetele. Interpreta a dezvăluit că până la 26 de ani a lucrat ca traducătoare, că și-a plătit prima piesă cu banii de mașină și că cea mai mare țeapă și-a luat-o când a semnat primul contract cu o casă de discuri. Am tradus documente. Eu am terminat George Coșbuc liceul, ne retraduceam documente pentru Uniunea Europeană. Eram foarte nefericită. Lucram cu multe femei, eu veneam tot timpul cântând, eu eram, hei fetelor, ce faceți, virgulă ele, lasă-ne în pace că viața e grea. Mi-am dat seama că nu pot să mai fac asta pentru că noaptea cântam prin baruri, cafenele. M-a epuizat treaba asta. Mi-am dat seama că trebuie să-mi dau demisia și să-mi urmez visul. Îmi strânsesem niște bani, să-mi plătesc mașina, care era în leasing. Nu mi-am mai plătit mașina, mi-am cumpărat o piesă, Tell Me Fi. Taică-meu nu a mai vorbit cu mine 2-3 luni, că a zis că e nebună. Piesa a avut un mare succes, inclusiv internațional, și așa am ajuns cunoscută. Amna, dacă nu scriam muzică, mă îmbolnăveam. Eu, dacă nu scriam muzică, mă îmbolnăveam. Anul trecut am scris atâta muzică. Încă nu sunt toate piesele lansate. Dar dacă nu scriam, mă îmbolnăveam efectiv. Atâta descărcare a fost în procesul ăsta. Tot ce era negru în mine se transforma în ceva. Ca o spovedanie. Sunt împlinită. Fericită nu sunt, sunt împlinită. Sunt mulțumită cu ceea ce am, dar fericirea este altceva. Abia aștept să o cunosc. Sunt foarte atentă cu contractele pe care le semnez. Tatăl meu e avocat, iar dacă nici el nu m-a învățat, nu m-a învățat nimeni. Mi-am luat o țeapă foarte mare cu primul contract cu o casă de discuri. A fost o țeapă de niște ani de zile. După țeapa aia, am deschis ochii atât de larg încât am zis că nu se poate să mai fac așa ceva, să-mi vând și sufletul pe nimic. De atunci am avut mare grijă, a declarat Amna la emisiunea Secrete de Vedete, Live pe fetele.